Salutare și bine v-am regăsit la emisiune. Invitatul meu de astăzi este domnul Cristian Tudor Popescu. Vine la Cluj să-ți lanseze cel mai recent volum al domniei sale, Dumnezeu nu e mort, interceptări, note informative. Cum s-a născut această carte și de ce e formulată sub forma interceptărilor și a notelor informative? Răspunsul se găsește în volum. Spuneți că vă doreați de mult să vă reîntoarceți la literatură. Ați făcut-o și ați făcut-o, zic eu, cu succes, pentru că am citit cartea asta dintr-o suflare. Asta este un mare compliment, ce îmi spuneți acum. Poate cel mai mare pentru un cititor și un scriitor în același timp, deși eu am fost, nu știu cât de bun scriitor sau rău sunt, asta nu hotărăsc eu, dar sunt un cititor foarte bun. Și în primul rând asta am fost. Și mi-amintesc că ăsta era sentimentul principal în legătură cu o carte, dincolo de, mă rog, gândurile pe care poți să le ai după ce ai citit-o, analitice, să vezi ce a făcut acolo autorul. Important este dacă îți pare rău că mă opresc în timpul lecturii și văd că nu mai e așa de mult până la sfârșit și mă opresc pentru că îmi pare rău că se termine. Ăsta era sentimentul principal în legătură cu o carte bună pe care o trăiam. Deci dacă îmi spuneți că ați citit-o dintr-o suflare, cum de altfel, eu, în calitate de cititor profesionist, cred că trebuie citită orice carte. Bine, nu vorbesc acum de tratate științifice, de cărți de referință, mă rog, enciclopedii și așa mai departe. Dar o carte, de pildă, de ficțiune, cum este asta, nu trebuie citită decât dintr-o dată. Nu trebuie să te oprești din lectură. Eu cel puțin așa citesc. Adică atunci când m-am apucat de ea, nu citesc 50 de pagini, mai trec două zile, mai fac, după aia revin și așa. Nu. O termin și după aceea trec la următoarea. Ce înseamnă să fii cititor profesionist? Păi, în primul rând, înseamnă să citești. Pentru că profesia aceasta este pe cale de dispariție, cel puțin în România. Nu știu pe plan mondial, că nu stau pe acolo, dar aici, în România, operațiunea asta începe să fie, adică e din ce în ce mai greu să citești, trebuie să știi să citești. Nu e, pare de la sine înțeles, nu? Lumea spune, cum adică? Citim toți, nu? Asta nu e o meserie. Ba da, e o meserie. Ca să știi să citești cu adevărat un text, o carte, să poți să-i înțelegi sensurile, etajele de semnificație, să apreciezi în profunzime arta scriitorului. Asta înseamnă un cititor profesionist. Înseamnă un cititor capabil să dea valoare prin lectura lui cărții pe care o citește. Pentru că o carte nu capătă valoare decât dacă are niște cititori pe măsură. Altfel, poate să fie Dante, poate să fie Cervantes, dacă cititorii sunt sub un anumit nivel. Ce vor înțelege ei din cărțile acelea, nu? Sau din Hamletul lui Shakespeare, o să înțeleagă că e vorba de niște crime, de o sugestie de incest și cam atât. Deci valoarea stă și în cititor. Ori asta este problema fundamentală astăzi. Scriitori buni se mai găsesc, să știți. Cititori buni din ce în ce mai puțin. Sunt din ce în ce mai puțini oameni care, în primul rând, să dea bani pe o carte. Vedeți? Eu vreau să vă spun că de aceea și după ce am terminat-o cu televiziunea, după 30 de ani de sezoane de televiziune acum, am terminat-o cu emisiunile regulate de televiziune. După aceasta vreau să mă întâlnesc cu un alt public. Nu
cu publicul pe care îl aveam dincolo de ochiul de sticlă, căruia i-am vorbit atâta vreme. Un public, de pildă, legat de o carte, de o întâlnire la un târg de carte, aici, la Muzeul de Artă, în jurul unei cărți, e alt public. Pentru că oamenii aceia vin acolo dedicați, vin să cumpere o carte și este un lucru extraordinar să scoți bani din buzunar și să dai pentru o carte, vin să discute despre o carte, știu la ce vin, este cu totul altceva decât publicul eterogen cu care m-am întâlnit la televiziune atâția ani, cu care mă întâlnesc și acum pe net, de pildă. E cu totul alt public acolo. Și de aceea mă aflu și aici, la Cluj. Nu puteam să nu vin la Cluj. Am fost la Iași, am fost la Târgu Mureș, am fost la Galați, am fost la Brașov, sigur, la București. Oricum să nu vin la Cluj, nu? Un oraș, după părerea mea, de o magnitudine culturală impresionantă în România și nu numai în România, după părerea mea, chiar în sud-estul european. Clujul are această anvergură. Nu spunem asta pentru că vor crește din nou chiriile. Da. O pledoarie pentru lectură faceți și în carte și spuneți foarte frumos că cititorii și, dacă înțeleg din ce îmi spuneți dumneavoastră, cititorii profesioniști sunt mai pregătiți pentru moarte. Pentru că se obișnuiesc cu necunoscutul, se întâlnesc cu alte personaje, cu alte vieți. E mai ușor să mori când spui și asculți povești. Este poate cea mai puternică armă de luptă împotriva morții, după părerea mea, este povestea. Dacă reușești să te afli într-o anume poveste, să devii un personaj al ei, să crezi în acea poveste, în ficțiunea ei, ea să înceteze să mai fie o creație artificială, poate chiar a ta. Nu? Poate chiar tu ai scris o carte așa cum acum multe mii de ani un om putea să sculpteze un idol din piatră și să-i se închine ca unei zeități după aceea, deși îl făcuse el, îl sculptase cu câteva zile în urmă. Așa este și cu povestea. Poți să o creezi tu, dar poți să ajungi să crezi în ea ca și cum ea nu ar fi creația ta. Ca și cum s-a desprins de tine, are o existență independentă și dacă te cufunzi în ea, dacă ajungi să trăiești în interiorul ei, atunci ai o anume apărare față de moarte, față de bătrânețe, față de boală. O carte, la urma urmei, eu spun așa, că prin gazetărie m-am apărat de ceilalți. Prin literatură, prin cărțile pe care le-am scris, m-am apărat de mine însumi. Pentru că ai în tine, în orice creier, există un echilibru metastabil, un echilibru de bilă pe muchie de cuțit. Creierul poate să fie cu tine, poate să te ajute într-un mod chiar care îți rămâne necunoscut în anumite momente. Poți să faci niște lucruri fără să-ți dai seama exact ce proces de gândire a fost acolo. Ele se dovedesc a fi deciziile potrivite, care poate chiar te-au salvat într-o anumită situație. Dar același creier poate să basculeze și să te pună să faci niște lucruri despre care te întreb după aceea, Dumnezeule, eu am făcut așa ceva? Am fost eu în stare să fac asta? Nu? Poți să trăiești la un moment dat cu senzația că există altcineva în tine, că există o creatură acolo care trăiește în locul tău.
Iată o obsesie care poate să apară. Eu am avut această obsesie în anii 80, chiar o aveam, că e în mine cineva, ceva, nu neapărat uman, o entitate care în anumite momente ajunge să mă trăiască ea pe mine. Și așa am scris, am scris Vremea Mânzului Sec, singurul meu roman, de altfel, scris în anii 80, în care una dintre teme este aceasta a entității necunoscute care ajunge să te trăiască din tine. Și Dumnezeu nu e mort, cu ce se luptă? Din dumneavoastră, întreb de data asta din prisma scriitorului, ca cititorul aleg eu. Dumnezeu este și El o armă defensivă. Așa cum vă spuneam adineauri că pe mine povestea mă ajută să lupt cu moartea, cu boala, cu bătrânețea, Dumnezeu face și El același lucru. Iată, eu cred în poveste. Eu mă duc, de pildă, mă duc la teatru. Mă duc și mă cufund acolo în lumea aceea, cu toate că e vorba de mucava, e vorba de decor absolut artificial, e o convenție, reușesc să intru în acea convenție, să respect contractul de ficțiune pe care îl propune opera literară sau teatrul, cum spun acum. Pentru că el nu este o minciună. Îți propune un contract de ficțiune pe care îl accepti sau nu. Dacă l-ai acceptat, atunci poți să imersezi, să intri în lumea acelei piese de teatru și eu pot. Firește, depinde de piesă. Pot să trăiesc efectiv acolo cele două ore, trei, cât sunt în piesa aceea. Eu trăiesc în ea, nu mai trăiesc în lumea de afară. Același lucru eu înțeleg că poate să facă un credincios, ducându-se la biserică. Da? El cât stă acolo în timpul slujbei, cât îl ascultă pe preot, ascultă cântecele, orga, de pildă și mai departe, poate să se transpună în acea lume, să trăiască în lumea aceea și lumea aceea îl apără de răurile pe care vi le-am enunțat. Asta este Dumnezeu. Dumnezeu este și El un scut defensiv. Mă rog, acum această expresie sună cum sună, chiar în momentele acestea. Povestea Ialom, un psiholog, de faptul că n-a trebuit să ne sperie gândul morții, ci dimpotrivă să-l folosim în folosul nostru. Adică, dacă moartea ne termină și este sfârșitul nostru, gândul la ea și conștientizarea ei s-ar putea să ne facă să trăim viața mai plenar. Sunteți de acord cu această afirmație? Că de obicei ne gândim moartea e a altora și nu ne privește. Da, așa este. Putem să ne gândim și la noastră și la faptul că ne privește. Și atunci ar putea să trăim mai bine. După părerea mea, calea cea mai sigură să te aperi de moarte este să o înțelegi. Să o înțelegi exact. Și acest lucru, ea nu poate fi evitată, dar poate fi înțeleasă. Și oamenii nu încearcă asta. De ce? Pentru că o consideră inexorabilă, o consideră un adversar strivitor și atunci, ca față de ceva monstruos, puternic, mult mai puternic decât tine, infinit mai puternic decât tine, reacția este nu numai de teamă, ci și de a nu înțelege. Nici măcar a încerca să înțelegi, nu? Când ceva te sperie, nu încerci să înțelegi ce-i cu acel ceva. Încerci să scapi, într-un fel sau altul. E, asta se poate totuși face, să încerci să înțelegi. Și dacă te gândești bine, dacă raționezi în legătură cu moartea, ajungi la concluzia că viața nu are sens în absența morții. Ajungi la
concluzia că nemurirea este un concept, un concept nefuncțional, un concept contradictoriu în sine. Și în ultimă instanță o tâmpenie. Ar fi o povară. O povară. Ia să ne gândim, nu? Când acum, dacă ai 60 de ani, dacă ai 70 de ani, deja simți greutatea timpului asupra ta, timpului scurs. Și nu e vorba numai de, sigur, de genunchi sau de alte articulații sau de starea generală biologică. E vorba și de povara amintirilor, care încep să fie prea multe, ești vechi de zile, se adună, e mult, e din ce în ce mai mult și există o limită. Începi să resimți această cronie, cum i-am spus eu, boala asta a timpului, care este un soi de nostalgie, care te rupe, te topește la un moment dat, când te gândești, de pildă, la oamenii care nu mai sunt, la vederile, la lucrurile care au dispărut și nu se vor mai întoarce niciodată, ți se rupe sufletul. Nu? Și asta se întâmplă la 60, la 70, la 80, la 150. Cum arată asta? Cum mai arată sufletul tău cu povara a 150 de ani de viață? Deci omul nu are sens să trăiască mai mult decât trăiește. N-ar avea sens. Apoi, arta nu are sens fără moarte. Dacă nu există moarte, nu există Dumnezeu. Nu există moarte. Dumnezeu există pentru că există moarte. Și atunci omul trebuie să încerce să opună ceva morții. Și încearcă cu Dumnezeu, unii. Alții cu arta, care este de natura lui Dumnezeu. Când creezi o operă de artă, în mod subconștient, creatorul speră că va supraviețui după moartea lui fizică, în conștiința urmașilor, prin acea operă de artă. Deci, dacă n-ar exista moartea, viața ar fi, nu știu cum ar arăta, ar fi lipsită de sens. Pur și simplu. Nici măcar nu ai putea să ai niște bucurii. Există o bucurie fundamentală, bucuria de a trăi, dincolo de orice altă bucurie. Simplu fapt așa de a respira, uitându-l de la cer într-o dimineață. Atât, să trăiești. Această bucurie ți este refuzată dacă nu ești muritor. Dacă ești nemuritor, n-ai cum să o mai încerci. Deci, gândindu-te așa, îți dai seama că moartea este absolut necesară. Nu este un lucru rău, este un lucru bun. Cei care vor citi cartea vor descoperi și o altă legătură între Dumnezeu și moarte, dar îi încurajăm să facă asta singuri. Și în plus avem soluția lui Epicur, care spune atât timp când noi suntem, moartea nu este. Când e moartea, nu mai suntem noi, deci nu avem nicio treabă cu ea. Corect, corect. Bine, dar pentru asta trebuie... În primul rând, trebuie să raționezi. Ori asta este dificil. Marea majoritate a oamenilor sunt dominați de afecte. Nu sunt capabili să stăpânească instinctele, nu sunt capabili să stăpânească fricile din ei și nici nu încearcă. Asta este cel mai grav. Nici nu încearcă. Se lasă duși de aceste porniri, care în ultimă instanță sunt porniri animalice. Cu cât ești mai dominat de animalul din om, pentru că omul este un animal care a suferit niște îmbunătățiri, cât timp te lași dominat de aceste instincte, de aceste simțăminte, mă rog, deși e mult spus pentru un animal, nu vei reuși să te aperi de moarte cu adevărat. Există doar această cale a conștientizării, a rațiunii, dar asta este foarte grea. Eu am propus la un moment dat o oră într-o anume zi pe săptămână, o,
5 minute la ora 12 de gândit pe întreg teritoriul României, așa cum se trăgea sirena pe vremuri când murea și nu știu ce lider de partid. La ora 12 să stea toată lumea 5 minute și să raționeze. Nu să se gândească. De gândit gândim tot timpul și toată lumea. Toată lumea gândește. De raționat mai puțin. N-ar fi, în primul moment pare absurd ceea ce spun, pare grotesc, nu e așa. Oamenii uită să raționeze. Uită, nu vor, e greu să raționeze și atunci devin din ce în ce mai vulnerabili în fața presiunii metafizice din jur. Nu e periculos să raționezi? Îți vin idei după ce votezi aiurea? Câtă luciditate, atâta dramă. Da, sigur că da. Da, în sensul ăsta nu există un interes din partea politicienilor ca oamenii, nu există un interes real. Așa, demagogie sfărăitoare cu educația, Dumnezeule, când aud pe cineva acum din politică rostește cuvântul educație, deja mă înfior. Da. Indivizii ăștia, marea majoritate dintre politicienii pe care îi vedem pe ecranul televizorului, sunt niște semi și sfertodocți siniștri, înzestrați cel mult cu o cultură de almanah. Pot să spun lucrurile astea pentru că îi cunosc și le miros dejecțiile de 30 și ceva de ani. Așa. Nu am întâlnit printre politicieni un singur om de calitate intelectuală în 30 și ceva de ani. Vorbesc de politicienii profesioniști, așa, din peisajul nostru. Sunt niște impostori, oameni care vehiculează prefabricate verbale, nu înțeleg nici ei ce spun. Sau asta înseamnă să devii politician, să te înveți cu niște rumeguși din ăsta pe care îl mesteci tot timpul, debitezi, așa, te depărtezi de tot mai mult de sensul cuvintelor, cu cât le rostește mai mult și de mai multe ori, el nu mai știe când spune cuvântul educația. El nu mai știe ce e educație, dacă a știut vreodată. Nu știe în ce constă. Și dacă brusc îi pui întrebări de astea de tip truism, așa, care par extrem de simple, dar ce e educație? Ce e educație? Și să vezi cum respectivul calcă în gol 3 metri în momentul ăla. Până atunci s-a spus, domne, stai să vedeți, Iohannis, mă rog, am zis că nu rostesc nume, așa, educația, curicula, să ușurăm curicula, să ușurăm ghiozdanul, să schimbăm nu știu ce la materiile cu tare și aia mai departe, examenele de la clasa a 10-a, bine, bine. Dar educația, ce e educație, estimabile? Și o să vedeți că nu e capabil, nu știe ce e educație. Cu adevărat. Sau o să spună niște prostii. Educația nu înseamnă să înveți ceva. Înseamnă să ajungi să trăiești acel ceva. Dacă îl înveți, acel lucru, așa cum l-ai învățat, tot așa o să-l și uiți. Nu? Mergând, începând cu nivelul cel mai grosolan, nivelul memorizării, în care ești pus să repeți, să bagi în cap, nu? Cum li se toarnă celor mai mulți elevi din țara asta, li se toarnă cu pâlnia în cap tot felul de lucruri. Apoi, nu poți înțelege ceva ce nu are pentru tine rost. Nu poți să înveți ceva ce nu are rost. Da, poți să-l bagi în cap. Nu? Și peste un timp nu prea lung, o să vomiți tot ce ai învățat fără să mai rămână nimic în tine. Astea sunt exemplele majoritare. Oameni care au învățat niște lucruri în liceu, de cultură generală și după aceea ele s-au dus ca fumul. Nu, pentru că în momentul, și asta este și vina profesorului. De ce?
Pentru că vine și îți spune ceva, îi spune elevului, da? Astăzi vom învăța despre Mihai Viteazu sau despre Matiaș Corvin. Sau astăzi le spune fie o funcție definită pe intervalul închis, AB cu valori mulțimea numerelor reale. Și atunci o întrebare esențială este, dar de ce să fie funcția asta, domn profesor? Dar n-ar putea să nu fie? Și de ce să învăț eu despre Matiaș Corvin? De ce? E pe undeva omul ăsta, pânjur, pe aici, mai am vreo treabă cu el? E mort de mult. De ce să învăț despre el? Deci profesorul trebuie să vină întotdeauna, el este cel care în primul rând trebuie să dea sensul. Informația există, că nu vine profesorul să-l inventeze pe Mihai Viteazul și nici funcțiile definite pe mulțimea lor reale. Nu, el vine să spună niște lucruri cunoscute. El trebuie să le dea rost acestor lucruri, adică tu trebuie să înțelegi de ce niște oameni la un moment dat s-au gândit să facă chestia aia. De ce trebuie să vorbești despre Matiaș Corvin? Asta trebuie să încerci tu să-i transmiți elevului, da? Vedeți așa cam ce se conturează aici. Ia imaginați-vă ce e în capul politicianului când rostește cuvântul educație în clipa de față. Legile educației. Vedeți și o soluție, pentru că odată ajuns acolo, încearcă să își conserve statusul și luptă împotriva identificării plagiatelor, de exemplu. Da, e normal, e natural să facă lucrul acesta. Iar plagiatul face parte din ceea ce v-am spus până acum. Așa e construcția lui, a politicianului. El se construiește prin furt de identitate, de la bun început. Și din asta face parte, firește, și plagiatul. E cum să nu plagieze când el însuși este un plagiat, acest personaj, de la un cap până la celălalt. Omul ăsta întotdeauna nu are, în primul rând, că nu are lucruri care să fie, la care el să fie aderent cu mintea și cu sufletul lui cu adevărat. El așa învață că la politică trebuie să poți să schimbi macazul în orice moment. Asta e calitatea. Nu să ai... Am avut un schimb de replici absolut marcant pentru mine, nu o să-l uit niciodată și vi-l spun și dumneavoastră, cu fostul președinte Ion Iliescu într-o emisiune de televiziune pe la sfârșitul anilor 90, când brusc am făcut ce v-am spus acum. L-am întrebat pe domnul președinte însuși, discuție cu tare, dar ce e politica, domnule președinte? În ce constă politica? Și domnul președinte mi-a zis așa, politica constă în a alege un set de principii care să rezolve o situație dată. Extraordinar. La care am spus, domnule președinte, mi-a produs o revoluție în minte acum. Și eu care credeam că politica înseamnă să ai un set de neschimbat, de principii în minte și indiferent de situația respectivă, acel miez dur al minții tale de principii să nu se schimbe. Și aceea este politica ta. E, domnul președinte mi-a spus, nu, funcție de situație trebuie să găsești, nu să inventezi, ele există. Trebuie să alegi ca și cum ai trage dintr-un rastel niște scule, zică ce situație avem. Asta, aha, bun. Atunci se aplică principiul ăsta și principiul ăsta. Când se schimbă situația, uităm că există. Astea nu mai există, principiile astea. Alegem altele. Două, trei. Grucio Marx spune, astea sunt principiile mele. Dacă nu vă plac, am și altele. Am și altele, exact. E perfect. E perfect, asta este. Acum înțeleg mai bine și de ce a spus domnul Iliescu că proprietatea e un moft. Da. Traducând ce v-a spus dumneavoastră, se aplică... Bineînțeles, omul la situația respectivă, nu? A trecut de la proprietatea e sfântă, așa, l-a înlocuit cu proprietatea e moft, care, într-adevăr, era principiul potrivit. Și ăsta e un principiu.
Nu, este un principiu. Nu, sper să nu sară telespectatorii acum, adică, da, e un principiu. Eu pot să cred, să spun, da, domnule, proprietatea e moft, ăsta e principiul meu. Dar mă țin de el tot timpul, de acest principiu? Ori, din ce am văzut la atâția și atâția și atâția politicieni, îți poate spune proprietatea e moft și când vede că se îngroașe gluma în direcția cealaltă, spune, proprietatea e sfântă, nu puteți să ne... Până ajungi la proprietatea mea. Până la proprietatea mea, exact, care e sfântă. Exact. Corect. Spre diferență de avere, în schimb, plagiatul spunea foarte frumos Emilia Șercan, e mai greu de ascuns. Și atunci... Spre deosebire de? De alte averi pe care le mai poți duce în paradisuri fiscale, le mai ascuns pe o rudă. Mai nou, să știți că s-au iscusit și la ascunsul tezelor. Acum le... Nu mai... Le fac să le mai citești. Exact. Le ascund, pur și simplu. Asta lui Bode e mai ceva decât testamentul lui Tutankhamon. E o fi ceva de... Nu suntem pregătiți încă să aflăm adevărul. Da, da. Și atunci trebuie să nu fim șocați, să țin la secret. Dar totuși sunt accesibile și Emilia face o treabă foarte bună căutându-le. Da, da. Face o treabă extraordinară. Emilia Șercan o treabă foarte grea. Și o treabă în care e singură. Ea s-a apucat de treaba asta de una singură, a suferit o grămadă de atacuri și de discreditări și din partea respectivilor celor vizați, inclusiv amenințare cu moartea, după cum am văzut la Academia Domnilor Polițiști Șefi. Da, este un lucru foarte necesar pentru că pune în lumină nu numai simplul plagiat, care și așa este o ticăloșie. Pune în lumină întreaga alură morală a respectivului. Un ins care a făcut așa ceva, nu mai am ce discuta cu un ins care a plagiat. Toată structura lui morală este viciată total. Nu poți să spui tu mine, da, dumneavoastră, e un ministru bun. Adevărat că a plagiat și el acolo, nu e bun, nu e bun nici ca om, nici ca ministru, nu e bun ca nimic. Câtă vreme el trăiește, ăsta este un om care trăiește cu minciuna, domnule Fernezan. Și asta este ceea ce îi putrezește interiorul. Când trăiești cu minciuna în tine, e ca și cum ai avea un copil mort, un prunc mort în tine, neavortat și care putrezește acolo. Asta este minciuna. Când de 15 ani tu știi, cine știe cel mai bine că e vorba de un plagiat, chiar înainte să găsească Emilia respectiva teză, tu știi că tu ai făcut-o. Da. Bine, sunt cazuri. Sunt și cazuri în care a făcut cazuri altcineva. Și cazuri în plagiat. Există și plagiat, cum să spun eu, superior. Ăla în care măcar de-ai copia cu mâna ta, ca scribid în vechime, să te apuci să copiezi tot ce ai depus acolo. Doamne, să mai lipește ceva de tine. E o muncă cu scrisul, mai vezi noțiuni de acolo, mai înveți ceva, cât de cât. Nu, există metoda Xerox sau metoda cu negru. Nu plagiezi tu, pui pe cutare să-ți bage calupul ăla acolo. Tu numai semnezi la sfârșit. Deci, mă gândesc că toți aceștia sunt elevii, toți cei pe care i-a găsit Emilia și îi va mai găsi, sunt cu toții elevii, că vorbim de educație, Elenei Ceaușescu. Savantului Elena Ceaușescu, profesorului doctor, academician, inginer Elena Ceaușescu. Au invidiat-o, de fapt, în secret cu toții și acum vor să o egaleze, să facă și ei ce a făcut ea fără să miște un deget. Pentru că asta e marea șmecherie, dai seama. Nu stai cum, adică eu sunt prim-ministru și eu copiez? Păi de ce sunt un elev cu copiuța în bancă? Nu, dom'le, am oameni care copiază pentru mine. Da. Deci, cel care știe cel mai bine ce are acolo, știe că minte și trăiește cu această minciună, este chiar respectivul. Și atunci toate acțiunile lui, din viață și față, dacă ești un personaj public, față de noi, față de cetățeni și față de familia lui,
față de oamenii cu care vine, apropiați cu care vine în contact, toate sunt viciate. Toate acțiunile lui sunt viciate de minciuna aceea în care el trăiește. Dar să știți că mai are un mecanism formidabil, au un mecanism de a se minți oamenii ăștia pe sine, uluitor. Unul suferă de închipuire, închipuirea e o boală. Deci, respectivul e în stare să-ți povestească cum a luptat el la Revoluție, cum a ieșit cu pieptul și a spus trageți și a rupt nasturii de la cămașe, el în momentul respectiv fiind asupra unei beri sau mai multora pe o terasă. Dar povestește de atâtea ori chestia aia încât ajunge să creadă în ea. El, da domnule, eu care plânge, dacă mai ales la a treia, a patra bere încolo, îi dau lacrimile, eu care m-am luptat și ăștia, uite ce îmi fac acum. Crede, domnule, că el este un erou. E sincer, nu mai minte. E, au această capacitate uluitoare, am văzut-o. E și un exercițiu. Da, să înveți exercițiu. Să-i minți pe ceilalți, trebuie să te minți pe tine prima dată. Fantastic, am văzut asta. Nu știu, e corect să vă spun despre morți, numai de bine, e corect, domnule? Nu, nu e corect. Nu-i corect? Atunci, dacă îmi dați acest Ausweis, vă rog. Atunci am văzut aici, l-am văzut pe campionul absolut, după părerea mea, bine, poate mai sunt și alții, dar din ce am întâlnit eu, pe Sergiu Nicolaescu. Deci omul ăsta mințea cum respira, domnule. Și credea în ce spunea în clipa în care ți-emitea. Deci era în stare să-ți spună, domnule Popescu, în legătură cu cornul care v-a crescut în frunte, eu vă spun că nu întâmplător a apărut și nu întâmplător a apărut în dimineața zilei de 15 ianuarie când vă beați cafeaua, v-a apărut cornul ăla. Nu, când vorbeați, venea la un moment dat să te pipăi. Bă, nene, te-a apărut cornul sau nu? Mințea cu o convingere, cu o dedicație, am fost... cum să spun, subiectul unui astfel de exerciții, cum spuneți dumneavoastră. Am stat odată într-un aeroport câteva ore cu Sergiu Nicolaescu pe la sfârșitul anilor 90. A fost ceva absolut fabulos în direcția asta. Da. Multe întâlniri sunt povestite în carte cu personaje și personalități ale vremii. Da. Vreau să vă întreb, din punctul de vedere al gazetarului, care sunt luptele pe care le aveți dedus în aceste momente? Trăim în vremuri ciudate, propaganda e foarte puternică, vine de peste tot, de pe rețelele sociale, sunt acele fabrici de troli de care tot auzim. Cum putem combate propaganda? Știu că v-a pasionat propaganda și în film, și în filmul comunist și în cel nazist și sunteți expert în propagandă. Este vreo metodă prin care gazetarul sau scriitorul, mă gândesc și la ce îmi spunea domnul Matei Vișniac în urmă cu vreo două săptămâni, că nu e momentul să tăcem deloc. Trebuie și artele și jurnalismul să vorbească în vremurile astea, pentru că au mult de lucru. Da. Este motivul pentru care în 1990, mai chiar în 89, decembrie, m-am hotărât să ies din bula mea literară, în care trăisem până atunci. Literatura presupune pentru mine să nu am în fața ochilor niciun cititor în momentul în care scriu. Nu mă interesează cititorul, nu-l văd. Cum scriam eu atunci la sfârșitul anilor 80, era ca și cum aș fi aruncat sticle cu manuscris, o sticlă cu un manuscris, nici măcar în mare, ci în propria mea cadă de baie umplută cu apă rece, caldă nu era. Mă rog, nici acum nu. Așa. Deci n-aveam niciun fel de viziune a receptorului a ceea ce făceam. E, când s-au schimbat lucrurile în 89, mi-am spus, bă, te-ai plâns tot timpul că înainte de 89 sufereai foarte mult, evident, din pricina cenzurii, din pricina faptului că nu mai eu știu cât m-am chinuit la prima carte,
cu tot felul de metode, nu? Că existau metode de păcălire a cenzurii, ca aia cu focurile din stepă. Puneai aici ceva vizibil, o pălălaie, nu? Ca ăla să sară, să zică gata, să taie de aici și ceea ce te interesa să rămână părea mai palid și era pus dincoace o tarantelă îngrozitoare. Așa? Deci te-ai plâns că nu poți să scrii așa, adică eu scriam cum voiam, dar dacă voiai să și publici, asta era. Și acum poți. Și ce o să faci? O să stai tot la tine închis între patru pereți și o să produci ficțiune speculativă, universuri, lumi, paralele și așa mai departe? Când în stradă se întâmplă ce se întâmplă, nu poți să faci lucrul ăsta. Adică sunt de acord cu Matei Vișnic. Nu. În astfel de momente nu pui capul pe vioară și cânți un cântec de alen. Nu. Trebuie să lupți cu pixul ăsta în alți termeni decât cei ai literaturii. Literatura nu are sens în astfel de momente. Pentru că nu mai e timp. Evenimentele sunt atât de puternice, sunt atât de rapide, încât nu mai stă nimeni, nu mai să-i oferi acum o alegorie, să-i oferi o ficțiune pe care el trebuie oarecum să o decodeze acolo. Asta este literatura. Nu, trebuie să fii direct, trebuie să folosești cuvântul ca pe o armă, chiar brutală în anumite momente, tăietoare, așchietoare. Asta este. Și cred că eu aș fi vrut acum să mă întorc complet la literatură, să mă întorc chiar la ficțiunea speculativă pe care am lăsat-o de 30 de ani în părăsire și să ies din lumea asta a gazetăriei, care presupune, din pricina vitezei, din pricina promptitudinii cu care trebuie să livrezi. Asta este deosebirea fundamentală. Literatura e offline. Stai acasă, dacă azi nu mă simt bine, n-am inspirație, cu toate că eu nu cred în chestia asta cu inspirația, dar să folosim termenul ăsta. Nu scriu și cu asta basta. Nu, la gazetărie e altfel. Aici n-ai treabă, la 11 trecute fix, trebuie să dai marfa. N-ai inspirație, trebuie să scrii. N-ai subiect, trebuie să scrii. Că ăsta este ziarul, apare în fiecare zi, indiferent dacă sunt știri care să-l umple. Nu contează, el trebuie să apară. Și atunci, gândirea asta avortată, cum îi spunea Caragiale, gazetăriei, eu aș spune chiar că e un avort provocat. Nici măcar nu un avort spontan. E un avort provocat. Gândirea asta trebuie făcută. Acum, așa trebuie. Trebuie să scrii repede. Mi-amintesc că în perioada în care începusem să o iau razna, scriam un editorial în 45 de minute. Cu totul, cu corectura. Nici nu-l mai scriam, îl dictam. Am avut și editoriale dictate rapid. Trebuie să scrii repede, trebuie să scrii atunci când se întâmplă. Asta este gazetăria. Și dacă se poate să fii sintetic, să fii penetrant, să fii sugestiv, să ajungi la oameni, atunci înseamnă că ți-ai făcut treaba. Și este singura metodă prin care poți să lupți cu propaganda. Cel mai grav lucru care se poate face împotriva propagandei este, aș spune, parafrazând o expresie celebră, nu trageți în propagandist. La niciun fel de propagandă nu trebuie să răspunzi cu gloanțe. Pentru că de acolo începe infernul, de acolo începe iadul. La orice propagandă, oricât de ticăloasă, și în clipa de față propaganda Moscovei este să bate cu Goebbels fără niciun fel de problemă, să ridică la nivel.
e nu numai veninoasă, este vomitivă la un moment dat. Este atât de nesimțită, de ostentativă, te ia drept atât de cretin încât îți vine să vomiți, pur și simplu. E, răspunsul nu trebuie să fie niciodată violența împotriva propagandei. Trebuie să răspunzi cu mijloacele ei, cu discursul, cu pixul, cu ceea ce scrii. Firește că aici există și aici, în scris, există mijloace dure pe care poți să le folosești în astfel de situații. Deci nu pot, nici acum nu pot să mă duc acasă, să mă închid în casă și să scriu acum, eu știu, o novelă science fiction despre un ins care, de care depinde soarta întregii lumi și pe care nu-l cunoaște nimeni. El trăiește pe acest pământ, dar nu știe nimeni dacă el se află undeva printre mulțimile de oameni care trăiesc asemenea șobolanilor, nici nu au nume, în India, pe lângă digurile din Mumbai, sau se află, eu știu, în fruntea unui stat, sau se află într-o sală de concert, nu știe nimeni unde este, dar există un singur om și acel om trebuie găsit. Dacă acel om nu este găsit, atunci lumea va pieri. Iată, nu? Mă gândesc la un subiect ficțional, de ficțiune speculativă. Nu mă pot ocupa de asta, pentru că pur și simplu situația nu îmi permite să ficționez în momentul de față. Se va termina războiul și veți avea timp. Nu se va termina atât de repede. Și după ce se va termina războiul, viața m-a învățat că începe totdeauna altul. După pandemie a venit războiul, ce mai urmează? De 30 și ceva de ani trăiesc în meseria asta numai ani hotărători. Anul acesta, al dracu să fie dacă a fost unul care nu e hotărător. E, probabil că va veni ceva și după asta, după război. Aveam discuția asta cu organizatorul festivalului de jazz in the park, îi spune la Cluj, și a adus o formație care se numește The Comet is Coming. Și ziceam, cum, după pandemie și război mai vin și cometele? Zice, da, da, deci da. Tot timpul se va întâmpla ceva nou. Ne aflăm pe finalul emisiunii noastre și vreau să vă întreb cât de optimist sunteți că vom rezolva cumva lucrurile. Îmi spunea, tot pomenim de psihologi, un alt psiholog, Mircea Miclea, că fiecare generație a rezolvat cumva problemele sale. Cât de optimist sunteți că noi le vom rezolva? Și mă gândesc la o altă glumiță cu cineva care îl întreabă pe rabbi ce va fi și rabbi răspunde, măi, eu știu ce va fi, problema e ce va fi până atunci. Asta vă întreb și eu pe dumneavoastră, ce va fi până atunci? Răspunsul se află în noi, în dumneavoastră, în mine, în noi toți. Ceea ce vedem noi acum pe plan mondial, ceea ce se numește război, geopolitică, pandemie, rezultate ale alegerilor, fie în America, fie în România, tot ce vedem nu este altceva decât expresia scindării ființei umane. În ființa umană există un creier reptilian și există un telencefal, da? Lobul frontal, care e evoluat, unde este cel care ne definește ca oameni, iar în creierul reptilian sunt egoismul distrugător, teama, lăcomia, sexul, teama de moarte și toate celelalte, toate astea care grevează ființa umană. Și dacă neuronii din creierul reptilian ar putea să se ia la bătaie cu neuronii din telencefal aici în creier, atunci ar fi bine, pentru că ar avea loc un război din care ar câștiga unul sau celălalt.
nu se pot lua la bătaie neuronii unii cu ceilalți, cele două armate de neuroni, cu toate că sunt mulți, și atunci trebuie să facă un ocol. Ei toți se luptă unii cu ceilalți, dar fac un ocol. Și ocolul ăsta este tot ce vedem în jur. Aici nu e vorba de Putin. Sunt în fiecare din noi. În fiecare din noi există un Putin. Numai că unii am reușit prin educație, prin înțelegere, prin a afla cât mai multe lucruri despre mine și despre lume, căci aceasta este singura cale, reușești să-ți domini această componentă. Alții, nici unii n-au putut, alții n-au vrut și îi putem găsi peste tot, în jurul nostru. Nu este problema, nu e numai Rusia în clipa de față. Nu. Sunt inși ca aceia, monștrii aceia din Rusia care fac ce fac acum, sunt și în Statele Unite și sunt foarte aproape de putere, sunt și în Europa și sunt foarte aproape de putere, sunt și în România. Dacă vă uitați cu atenție, nici măcar cu atenție, acum au început să fie atât de pe față, încât mă gândesc că măcar ăsta să fie un beneficiu, ce obțin pentru mine, măcar știm cum stăm. Acum îi văd și eu, evident că bănuiam, dar măcar acum îi văd cum își dau arama pe față într-un fel care mă uluiește. Să știți, la unii dintre ei mă uluiește. Inclusiv la niște persoane de aici, din Cluj, din mediul universitar, foști chiar rectori. Am văzut că mai apar și câteva cronici de film în cartea dumneavoastră. Spuneați că ați renunțat la asta. De ce? Mi se părea că vă pricepeți foarte bine și că lumea filmului e fascinantă. Pentru că n-are rost. N-are rost. Un critic de film, această meserie, pur și simplu nu mai există acum. Da, eu rămân dincolo de, mă rog, faptul că am fost profesor, dincolo de doctorat în cinematografie și media și toate astea, de critica și istoria de film, eu rămân un cinefil. Asta sunt la bază. Și asta rămân. Văd filme în continuare, cu drag. Dar de ce să mai scriu eu de filme și să le fac cunoscute scrierile astea publicului? În primul rând că nu, acestea nu au nicio influență asupra audienței unui film. Lumea nu se mai duce la film pentru că a scris criticul cu tare. Nu mai există acest prestigiu al criticului de film. Puteți să-mi spuneți mie în momentul de față un critic de film care poate să trimită lumea să ducă la film? Să fim serioși. Nu ascultă nimeni un critic. Ascultă ce? Influenceri. Care n-au nicio treabă cu critica, cu teoria cinematografică, cu istoria cinematografică. N-au nicio treabă cu meseria asta, dar care au o suprafață mediatică mare pe net sau, mă rog, principal pe net. Și acolo spune, bă, e un film haios. Zice ăla că e haios, să duce lumea buluc. Pot eu să fac nu știu ce mare analiză și să îndemn lumea să se ducă să vadă de pildă Dunkirk, nu? Al lui Christopher Nolan, care e, sau Gravity, al lui Alfonso Cuarón, care sunt pietre de hotar în istoria limbajului cinematografic. Extraordinare. Poți face niște analize minunate acolo și să îndemn lumea să vadă acele filme care sunt pur și simplu hrană pentru minte. Nu se duce nimeni, domne. Uite-ți-vă de treabă. Nu ascultă lumea. Nu mai are treabă cu așa ceva. Să știți că, știți unde funcționau criticii? Unde aveau prestigiu? În comunism. În comunism, critica literară și critica cinematografică aveau un rol imens. Mult mai mare decât, nici vorbă. Adică atunci, un scriitor putea să fie realmente promovat de critica literară cu o marjă considerabilă în raport cu valoarea lui. Deci puteai să ai un ins mai mult sau mai puțin mediocru, pe care dacă hotăra critica literară că trebuie împins înainte, el ajungea marele scriitor cu tare. Și invers, scriitori
extraordinari. Uite, de pildă, vă dau ca să fiu foarte, să țineți minte ce vă spun, nu ar să teoretizez. S-au scris, s-au făcut și teze de doctorat despre literatura fantastică a lui Mircea Eliade. Ma, extraordinar! 19 trandafiri, toate alea, Ghicitorul în pietre și toate poveștile, la țigănci, la țigănci! Cred că s-a pus și în programa școlară la un moment dat așa ceva. Da. Da. Care sunt niște piese bicisnice, domnule Fernesan. Eu am citit ceva literatură fantastică la viața mea. Poftim? Ați și tradus. Am și tradus mult. Știu ce e aia, literatură fantastică. Există, de pildă, un autor de literatură fantastică extraordinar, care este departe de a fi pomenit și analizat și luat în considerare în raport cu Mircea Eliade, Vladimir Colin. Vladimir Colin este autorul unor cărți minunate. Divertisment pentru vrăjitoare, Un pește invizibil. Sunt niște bijuterii de literatură fantastică în raport cu acele compuneri ale lui Mircea Eliade, altfel un absolut remarcabil istoric al religiilor. Am citit cu interes ce scrie despre istoria religiilor, dar ca prozator de literatură fantastică, Mircea Eliade este submediocru. Și totuși, iată că el este tratat în literatura română, este tratat mult mai sus, este pus mult mai sus decât e cazul. Și asta au făcut-o criticii. Din snobism, puteau să facă asta înainte de 89, acum nu se mai poate. Nu se mai poate. Acum, eu, de pildă, de ce n-am mai chemat acum la această carte, nu am mai chemat la întâlnirile cu cititorii, cum se numeau ele, lansare de carte. Mie nu mi-a plăcut asta niciodată, termenul ăsta cu lansare de carte. Până acum, la celelalte volume pe care le-am scos, lăsam organizatorii să facă ei miza în plasul. Și erau aduși 1, 2, chiar 3 critici care să spună despre carte, că e cofi, copății și mai departe. Asta, vă dați seama, din start este ceva absurd, pentru că acolo nu poate să vină un critic care să spună: domne, cartea e bună, dar are și niște tâmpenii pe acolo care trebuie spuse. Nu, nu, n-au zis niciodată. Acolo se ridică niște encomiasme din astea puturoase, la un moment dat, nu le mai suporți, toată, extraordinar, cu tare, nu știu ce. Ăsta, autorul, stă cu mâinile la piept, ochii în carte și zice: mamă, ce mare sunt. Puh, nici nu știam că sunt un scriitor așa de mare. Așa. O absurditate. Mă rog, m-am supus că eu am un simț al ridicolului foarte dezvoltat. Mă rog, am mai ricanat așa. M-am mai autoironizat și eu cât am putut să mă apăr de situațiile respective. Ori acum am luat o decizie simplă. Niciun critic care să vină să vorbească despre carte, doar cititorii cu care intru în dialog și care îmi pun întrebări, răspund și așa mai departe. Asta este sensul întâlnirii cu cititorii, nu să vină criticii ca să ce. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Ne oprim și noi, pentru că tocmai ne vălesc cititorii peste noi. Au! Mulțumesc frumos! Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Aceasta a fost emisiunea. Toate cele bune!